Deci asta e un miel fătat de 10-20 de minute care trebuie să lăsăm oaia să lingă ca să nu înghețe, pentru că e umed. Îi însemnăm pe fiecare cu semnul mamei ca să-i distingem, să știm care de la ce oaie îi. Și băgăm în staul până cresc și sunt destul de mari ca să iasă pe câmp. Hai! Aici avem un efectiv de 800 de oi mame. Până acum avem fătate undeva la 280. Mai avem încă o fermă unde avem 480 de oi mame, 100 de miele și 90 de berbeci, acolo niște toți berbecii. Cam asta e. Am început greu. Eu-l cunosc și pe fratele tău. Voi lucrați împreună, așa-i? Da, da. În 2011 am început. Așa? Cu un efectiv de 350 de oi. Așa? După care ne-am extins. Am mai cumpărat. Am înmulțit din produsii de la oile noastre. Și am ajuns acum la un efectiv total de undeva 1500. Oi mature. Oi mature, da. Deci, oi mame, berbeci și miele de anul trecut. Da. În fiecare an
reținem cam 200 de, de, miei? De miele pentru a schimba oile. Le dăm pe cele bătrâne și întinerim turma. Luați și berbeci de calitate, așa-i? Da, berbeci, berbeci avem, berbeci certificați, berbeci de minimis. Acum de ani am montat prima dată, deja anul viitor trebuie să avem produși certificați, deoarece Uniunea și APIA cere să ai berbeci, berbeci certificați, ca să poți demonstra originile și calitatea rasei. Asta e. Cum e pe la fermă? E ușor? Viața la fermă nu e ușoară. Deloc. Deloc. Îți cam mănâncă din timp. Aici trebuie să-ți petrești tot timpul. N-ai sâmbătă, n-ai duminică. Nici la băieți nu-l e ușor. Pentru ei e cel mai greu. La băieți ce lucră aici, așa e? Cu tine? Da, da, da. Deci trebuie să lucrăm cot la cot. Ca să te dezvolți și să ai o turmă frumoasă, trebuie să muncești cot la cot cu ciobanii.
Că e gheață și o trage zăpadă, gheață. Aer ce s-a dezghețat, s-a topit, s-a înghețat. Sunt mai curios. Na. Aici e ferma Ijaru. Avem un efectiv total de 580 de oi și 81 de capre. Avem 470 de oi mame. Aici avem mieluții cei mai recent frătați, împărțiți pe boxe. De aici Badea Gheorghe, șeful de stână. El se ocupă de gestiune. Aici avem de toate. Oi, porci, vaci, capre. Apă trasă sus, da. tot așa. Apă curent, tot. Tot ce trebuie. Rețeaua de apă trebuie să o îmbunătățim un pic. Da, Florin. Trebuie să vedem... Hai, mă, hai. Hai, stai eu. Na. Mă, că e formă. Dincolo, becurile de la cine erau costruit pe anul scrie legea. În Taiwan. Nu te-a colocat de măcar acolo. Îți pot face becuri de la. Oare bandă pure? Face eu? Fletați din coci? Tu? Trage porta, nu? Yeah.
hai să zic. Deci aici ce se consumă din magazin e pâinea, uleiul din când în când și cam atât. Produsele făinoase. În rest tot legume. Da. Legume, carne, tot se cultivă aici și se produce. Trebuie să fete peste vreo 4-5 luni. Să avem și viței. Dincolo, mai încolo. Ce mai dincolo, dincolo, dincolo. Mergem dincolo. În față. Dincolo, dincolo, dincolo. Bă, eu n-am știut că știu ce să fără, că tu nu sunt capri, eu la 300. L-am scos din măsa, alaltă. Că nu-l putea făta. Păi și cum l-ai scos? Manual. L-ai tras afară? Uai, ce plânge! Ai, e viața mea! Da. Pe aici vă mai prezentăm încă 81 de capre, pe lângă turmele de oi. Animale mai aparte, care nu prea pot supraviețui în turmă cu alte animale în condiții de armonie. Oricum, caprele sunt mai hiperactive. Da, da, au un lapte bun, asta ai vrut să ne zici, așa-i? Da, au și un lapte bun. Și ce recomanzi tu? E laptele foarte bun pentru consum. Are și un preț bun, dar e foarte prost căutat. Adică lumea deci nu e plătit și nu... Lumea nu se prea aruncă da. Să cumpere? Da, nu prea găsești. Și? Ce recomand? Ce recomand? Eu recomand la cine are capre să se asocieze mai mulți. Să strâng o cantitate cât mai mare, ca atunci o pot valorifica. Eu lapte, de-aia le vând. Și oricum e un lapte foarte, foarte bun. Și poți să-l consumi în caz că ești bolnav, zic, ești răcit sau da, ai... Da, mai ales pentru boli de plămâni. E foarte bun. Tot. Ai una. Ai fost de poți să pale să așa de zici că te uiți. Mai faină, zic eu. Ana, când ești acasă, tăt în sus, te uiți, când ești aici, tăt în sus. Asta, hello, ce Dumnezeu cu tine? Da. Da. De frig. Aveți o bucată de brânză? Păi da, dar e puțină, n-avem. O bucată să-i dau la domnul Cristi. E puțină. Nu, ele.
să cumpăr lucru. Trebuie să mă arăt acolo, pot să Gata, fetele? Da. Da, și la găini un cadru? Vezi că acum a ieșit din găină. Mă, știu că îți cu furiți, Iezu, dar... Pe moment. Am uitat. Avem la cape, că am uitat capele acolo. Capele acolo. Fetele!